terminat prima noapte de cazare în Samothraki. Asta a fost cazarea. Panagiotis Apostolou Dias Rooms. După cum știți, mie îmi place să fiu economic. Când plec în călătorile cu motocicleta, am plătit aici 175 de lei pentru o noapte. A fost cea mai ieftină cazare pe care am găsit-o pe Booking. Iar acum, pentru următoarea noapte, am luat în altă locație. Aici nu mai erau disponibile. O să dau azi un tur de insulă, dar mai întâi trebuie să fac bagajul, să-l pun pe motocicletă și să încerc să-l las la cazarea unde voi sta în această noapte. Zi în Samothraki. Stați aproape să prindeți aventura. Hidratare foarte importantă, mâncare mai puțin. My God! E foarte alunecos!
aceste vechea fortificație din Chora. Nu știu ce e semnul ăsta sau ce era. Go! I found my way. I found my way. I found my way.
porni ventilatorul. Cădea. Să lăsăm un pic cu tot contactul pus, dar să iau lumina de la bec. Grea. Nu mai întorc eu de aici. Dacă mai ai o porțiune ca asta, mă întorc, că nu mai ai de mine. Capăt de drum. Tocmai când vreau să mă întorc, sunt undeva în zona vârfului Fengari. Bine, mai departe. Foarte dificil traseul.
m-a pus la încercare urcarea asta. Sper să nu mă pună mai rău coborârea. O curba asta acolo la umbră. Să lăsăm și frânele să respire un pic. M-am oprit să se răcească discurile de frână, cum simt să se repre rău și mai pățit o dată să rămân fără frână pe coborâre. Dar atunci era asfalt și era altă treabă. Acum, dacă am pierdut frâna pe o pantă abruptă, e cam periculos. Aici e porțiunea pe unde am urcat greu. Să sperăm că cam astea au fost porțiune dificile. De-abia mai pot vorbi. Așa de abruptă că nici nu-mi vine să cred că am urcat pe aici. Precauție maximă. În pantalon scurt și la tricou. Cam ăsta a fost off-road-ul. Am coborât la joasă altitudine.
Nu mai vreau, în concesiune. Aici e închis. Am ajuns la civilizație. Atâtea drumulete.